Avem un adevărat maraton de meciuri din Liga 1, iar prima partidă din cele patru pe care le veți vedea astăzi pe canalele noastre se joacă la Giurgiu, aici unde Astra primește vizita celor de la Poli Iași. Este o bătălie tare interesantă în coada clasamentului. Politehnica Iași, ultima clasată, are în acest moment cu 4 puncte mai puțin decât Dinamo, prima echipă deasupra liniei care duce direct în Liga a doua la anul. Da, și centralul Costreie fluier debutul acestei partide. Astra vine după un 0-0 la Buzău, pe terenul Chindiei, o partidă hipertacticizată, nu foarte spectaculoasă. Chindia. Daniel Popa, că a fost lovit de către Idei Riondo. Lovit peste față, aici. A fost lovit Popadiuc de către Daniel Grauvaț. Dacă am fi avut sistem VAR în Liga 1, acum era penalti. Poate scăpa spre poarta lui Lazar, minge în careu, Platini este tehnic. Platini nu reușește să paseze, șutul lui Ionea, gol! 1-0 pentru Poli Iași din minutul 22. Ionea, posesorul unui șut extrem de puternic, mai înscrie un gol. Se ia mingea în posesie. Haideți să vedem încă o dată faza cu Ciuranović. Platini șutează într-un adversar, s-a ferit și vine Onea cu această torpilă la care portarul Lazar n-a avut nicio șansă. Este 1-0 pentru Poli Iași. Vot aduce pericol. Diagonală înaltă și este gol! Pasalia face 2-0! O pasă a lui Baxevanos! Incredibil, 2-0 pentru Poli Iași din minutul 34. Minge înaltă, apare Baxevanos, mingea cade în fața unui jucător al Astrei, grecul întoarce balonul spre Pasalie, iar acesta împinge. Urcă spre jumătatea adversă cu mingea la picior de Iriondo, agață acel balon, îi pasează însă lui Valentin Gheorghe, n-a fost fault, este în careu Valentin Gheorghe, rămâne la minge Gheorghe și un șut pe lângă. Aici a fost un contact, vedem, între Manuel de Iriondo și un adversar, n-a văzut însă nimic centralul. E adevărat, pe terenul CFR-ului era însă partida sa de debut, după care a urmat meci cu Dinamo, victoria Iașiului cu 1-0, ocazie pentru Valentin Gheorghe și este gol! 2-1 pentru Iași, minutul 75, nu s-a terminat această partidă. Nu e offside, nu e deloc offside, un fundaș al lui Napoli l-a ținut în joc. Și este vorba de Ovidiu Mihalache. Efectiv s-a auzit oftatul de ușurare în defensiva Iașiului. Platini vede cartonaș galben, mai avea încă unul, am impresia însă chiar că a fost un roșu direct. Iașiul termină acest meci cu un om în minus. Luată faza de mai devreme, Platini, intervenția lui Bocane. Nu-mi dau seama pentru ce a văzut galben. Dar nu s-a terminat meciul. Pasă pentru Cârpici. Cârpici, Sorin Bușu a coborât, așteptase Găman o centrare, era mai liber și aici se termină partida. Ce surpriză la Giurgiu. Astra Poli Iași, scor final 1-2.